Mulțumim Domnului care ne-a păstrat cu îndurarea sa până în ziua aceasta, numele Lui să fie slăvit. Avem încredere că Domnul ne va păstra, ne va purta și pe mai departe, în veci să fie binecuvântat. Problema se pune în dreptul nostru dacă și noi vom continua să ne apropiem de El și să-i slujim cu toată inima. Dumnezeu este credincios. În discuție întotdeauna se pune credincioșia noastră. Vă propun în această seară să privim în Scripturi la o lecție ce are în vedere desăvârșirea pocăinței noastre, maturizarea noastră. Mai degrabă, adică mai recent sau mai demult, ne-am întors la Domnul, dar oare am continuat să ne apropiem de El, am continuat să creștem spiritual într-un ritm natural, așa cum și-ar fi dorit El? Sau poate am stagnat, sau se pot înregistra și regrese. Să ne amintim de conștiința stării de păcat de la început, de dorința și angajamentul nostru. Din când în când să ne amintim de ziua botezului, cum îi spune Pavel lui Timotei, de aceea frumoasă mărturie înaintea multor martori. Totodată să ne gândim și la sfârșit, la ziua, la starea în care ne vom prezenta înaintea Domnului. Sau, de pocăință ce avem, ce maturitate avem, cât am crescut în plan spiritual. Iată câteva versete care evidențiază nevoia aceasta de dezvoltare spirituală, de creștere spre maturitate, de continuare a ceea ce cândva a fost o reformă în viața noastră. Spune Apostolul Petru în 1-a sa epistolă, capitolul 2, versetul 2, și ca niște prunci născuți de curând, să doriți laptele duhovnicesc și curat, pentru ca prin el să creșteți spre mântuire. Și tot el scria în a doua epistolă, capitolul 3, versetul 18, ci creșteți în harul și în cunoștința Domnului și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, a Lui să fie slava acum și în ziua veșniciei. Cu alte cuvinte, dacă vom crește, va fi spre slava Lui, dar să nu uităm că va veni și ziua proslăvirii în sfinți, să ne regăsim printre cei care vor fi a Domnului pentru totdeauna. Și după ce creștem, să rămânem într-o stare plăcută Domnului. Dar să privim mai întâi la felul în care ar trebui să ne apropiem de Dumnezeu, la modalități prin care putem să creștem spiritual, să fim mai aproape de Domnul, cu inima, cu slujirea noastră. În primul rând, căutarea sinceră a adevărului duce la o apropiere tot mai mare de Dumnezeu. Să cauți în Scripturi să vezi în ce mod poți să fii mai plăcut Domnului. Cum ar vrea El să te porți? Spune Scriptura în Efeseni, capitolul 5, citim de la versetul 8. Odinioară erați întuneric, dar acum sunteți lumină în Domnul. Umblați deci ca niște copii ai luminii. Versetul 10. Cercetați ce este plăcut înaintea Domnului. Ne pasionează o astfel de cercetare sfântă? Sau poate cădem în ispita să facem ceea ce ne place nouă? Scriptura spune să facem ceea ce place Domnului, să placem altora în vederea zidirilor, adică același scop al creșterii spre maturitate. Să citim și să urmărim și cuvintele Domnului din Ioan, capitolul 7. Un verset foarte important care scoate în evidență dorința noastră de apropiere de Dumnezeu. Ioan 7. Dacă vrea cineva să facă voia Lui, va ajunge să cunoască dacă învățătura este de la Dumnezeu sau dacă eu vorbesc de la mine. Și am putea generaliza, spune, intenționat. El va ști dacă un predicator vorbește la Dumnezeu sau nu,
pentru că are dorința de a face și atunci Duhul Sfânt vine și aduce lumina și puterea de slujire. Vreau să iau un exemplu și din Vechiul Testament, 1-a carte a Cronicilor, capitolul 22, unde David vorbește fiului său Solomon. David era la sfârșitul vieții de credință, a părtășiei lui cu Domnul, Solomon la început. 1 Cronici 22, de la versetul 12. Numai să-ți dea Domnul înțelepciune și pricepere, versetul 13, atunci vei propăși, iată condiția, dacă vei căuta tatălui Moise, Domnul pentru Israel, întărește-te și îmbărbătează-te, nu te teme și nu te înspăimânta. Dacă vei căuta să împlinești, dacă vei avea dorința aceasta, evidențiată în fața oglinzii lui Dumnezeu, atunci ajungi cu adevărat să crești spiritual, să te asemeni cu Domnul. Spune Scriptura în a 2 Timotei, capitolul 3, despre Timotei care din copilărie studiase Scriptura, acum era ajuns deja un presbiter, și apostolul îi scrie, 2 Timotei 3, versetele 15 la 17. Din pruncie cunosc Sfintele Scripturi care pot să-ți dea înțelepciunea care duce la mântuire prin credința în Hristos Iisus. Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire. Și iată scopul. Pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit. Desăvârșire fără Scriptură nu există. Și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Doamne, ajută-ne! Așadar să ne punem la punct fiecare în funcție de vremea de când s-a întors la Domnul, de statura lui spirituală, cu cele din tâi adevăruri, să ne fie clare, zice în Evrei 6 cu 1 și 2, nu ne mai întoarcem iară să repunem temelia, dar deodată ce am pus-o, să clădim. Lângă dorința sinceră de aflare adevărului și de împlinire, trebuie să avem rugăciunea și dorința de schimbare totală în bine, care ne va deschide orizontul spiritual și va asigura reușita reformelor în viața noastră. Citind Biblia cu dorința de a fi schimbat tu întâi, nu va face din tine un predicator ipocrit, care spune la alții și el nu face. Nu va face din noi niște ascultători din aceia care aud și nu fac, ca și cel nechipzuit, ce să zic, casa pe nisip. Și dacă ne rugăm sincer, Doamne, astăzi mă duc la adunare, vreau, dacă ceva e nou să-mi spui, dacă ceva vrei să realizezi în viața mea, vorbește. Cu siguranță Dumnezeu va inspira mai mult predicatori. Îi vei înțelege, sau și dacă ei nu vor fi suficient de clari, Domnul îți va da ție lumină, pentru că te-ai rugat cu dorința sinceră de a sluji Domnul, de a te apropia de El. În Coloseni, la începutul acestor epistole, și în Efeseni scrie, dar mă rezum la acestea două, despre dorința lui și dorința fiecăruia în a fi mai asemănător Domnului. Filipeni, capitolul 1, citim de la versetul 9. Și mă rog ca dragostea voastră să crească tot mai mult în cunoștință și orice pricepere, ca să deosebiți lucrurile alese, pentru ca să fiți curați și să nu vă potigniți până în ziua venirii lui Hristos, plin de roada neprihănirii prin Iisus Hristos spre slava și lauda lui Dumnezeu. Aceeași dorință pentru cei din Colose, pe care nu-i văzuse. Dar orice biserică, orice credincioș trebuie să tindă spre această stare, tot de la versetul 9, Coloseni 1. De aceea și noi din ziua când am auzit acest lucru, nu încetăm să ne rugăm pentru voi. Cu ce scop? Să cerem să vă umpleți de cunoștința voii Lui, în orice fel de înțelepciune și pricepere duhovnicească, pentru că astfel să vă purtați într-un chip vrednic de Domnul, ca să-i fiți plăcuți în orice lucru, aducând roade tot felul de fapte bune și crescând în cunoștința lui Dumnezeu, întăriți cu toată puterea potrivit cu tăria slavei Lui pentru orice răbdare și îndelungă răbdare, cu bucurie,
mulțumind Tatălui care v-a învrednicit să aveți parte de moștenirea Sfinților în lumină. Dragii mei, numai dacă versetele astea de aici din Coloseni le-am citit așa de 10 ori, să le vedem dimensiunea maximă, ar trebui să ne gândim ce fel de oameni ar trebui să fim noi, cum scrie și în a doua Petru, capitolul 3. Ce fel de oameni? Parcă ultima dată când am citit epistolele Apostolului Pavel, m-a străbătut mai mult gândul cât de mult își dorea apostolul să aibă credincioși maturi în acele biserici. Și așa sunt scrise aceste epistole, încât rezultă că erau totuși mulți credincioși adevărați, chiar dacă sunt oriunde și slăbiciuni și chiar oameni care cad, dar au fost mulți oameni care își doreau din toată inima lor, depuneau tot efortul ca să fie cu adevărat plăcuți Domnului. Nu dintr-o dată ajungem la desăvârșire, dar dacă în fiecare zi citim în Scriptură cu pasiune, dacă de fiecare dată când venim la adunare avem aceeași dorință sinceră, nu se poate să nu crești spiritual, nu se poate să nu-ți descopere Domnul slăbiciunea și să nu-ți dea putere să fie înlăturat. Această stare spirituală specifică reformei trebuie să continue în viața noastră. Reformații spuneau acum 500 de ani, biserica reformată în continuă reformare. Din nefericire, nu s-a mai reformat. Dar să luăm acest mod de a gândi raportat la viața noastră. Gândiți-vă că la acele biserici din Apocalipsa 2 și 3, la 5 din cele 7 le spune, pocăiește-te. Dar erau pocăiți, aveau realizări, lucraseră. Dar viața noastră dovedește că nu avem maturitatea necesară, că nu avem cunoașterea de Dumnezeu așa cum s-ar cuveni. De aceea să rugăm pe Duhul să lucreze mai departe în viețile noastre. Să lăsăm conștiința să-și joace rolul ei de sesizare și să dorim să fim într-un mediu de biserică, de frățietate, de prietenie, de familie care să ne favorizeze în acest proces de schimbare în bine. Să mai citim și din a doua Corinteni, capitolul 7, unde din nou observăm că nu-i vorba de pocăința lor de la început, când a ajuns Pavel în Ahaia și a evangelizat. Au fost niște stări mai târzii, datorate unor slăbiciuni. La ei erau certuri, unele nedreptăți materiale și alte probleme. Apostolul le-a scris cu multă mâhnire, spunea el, cu ochii scăldați în lacrimi, văzând nepocăința lor, a întârziat să mai facă o misiune la ei de teama să nu-i găsească în aceeași stare de mediocritate, și când a aflat că totuși ei s-au apropiat de Dumnezeu și au îndepărtat acele stări, le scrie, potrivit informațiilor pe care le-a primit de la colaboratorii săi, citim din 2 Corinteni 7, versetele 9 și 10. Totuși acum mă bucur nu pentru că ați fost întristați, ci pentru că întristarea voastră v-a adus la pocăință, căci ați fost întristați după voia lui Dumnezeu ca să n-aveți nicio pagubă din partea noastră. În adevăr, când întristarea este după voia lui Dumnezeu, aduce o pocăință care duce la mântuire și de care cineva nu se căiește niciodată, pe când întristarea lumii aduce moarte. Adică nu poți câtă vreme te vezi bun, desăvârșit, dacă ai mândrie, să te pocăiești. Te plafonezi. Riști să devii un fariseu. Dar dacă se manifestă această stare de smerenie, de întristare, că de fapt asta e smerenia sufletului, să fii trist că nu ești mai bun, să-ți dorești să fii asemănător Domnului și să-i slujești din inimă. Să privim acum într-o a doua parte a lecției, după ce ne-am reamintit, știam noi, că Biblia, rugăciunea, produc o stare care face ca pocăința, reforma să fie dusă la finalitate. Să nu ne poticnim, cum scria apostolul. Să nu fim ca evreii care au ieșit din Egipt și au pierit pe drum. Să observăm acum în ce fel ar trebui să ne implicăm și în dreptul celorlalți, în sfera de responsabilitate, în familie, în adunare, între prieteni. Pentru că noi suntem datori să veghem asupra fraților noștri.
Este o îndatorire sacră pe care Dumnezeu a avut-o în vedere încă de la început, la nivel de familie atunci. Când Dumnezeu l-a întrebat pe Cain unde este fratele său, era fratele lui mai mare și ar trebui să aibă grijă de el. În Noul Testament suntem îndemnați să veghem unii asupra altora, să ne îndemnăm unii pe alții și să nu uităm, spun asta mai întâi, că noi avem un angajament sacru, un legământ cu Domnul. Dacă am slăbit-o cu pocăința, luând modelul celor din Vechiul Testament, să ne reînnoim legământul. Uneori mai facem noi așa la sfârșit, la început de an, poate în momente de criză sau când avem vreo descoperire mai grea sau care ne cercetează. Ori de câte ori Domnul ne vorbește, este bine să ne cercetăm și în ceea ce am fost cândva sau dacă n-am fost să ne dorim și să fim, și toate astea să fie privite ca un legământ. Nu este doar o opțiune liberă. Astăzi fac, mâine nu fac. Noi nu suntem angajați cu ziua. Noi vrem să slujim Domnului cu toată inima. Legământul care Dumnezeu l-a încheiat cu noi, el nu-l rupe, dar noi îl respectăm. Vreau să citesc din Vechiul Testament mai întâi două imagini despre legământ și apoi una din Noul Testament, a doua carte a Cronicilor. Împăratul Asa lui Iuda, într-o vreme de cercetare, după ce un profet le-a vorbit, s-a angajat împreună cu cei din conducere și cu tot poporul într-un nou legământ. Ei aveau pe Sinai legământul părinților lor. Dar spune Scriptura 2 Cronici 15, versetul 12. Au făcut legământ să caute pe Domnul. Vă rog să observați. Legământ era în Israel. Ei au făcut legământ să-l caute. Un angajament de respectare a unui legământ inițial. Și scrie aici, în continuare, finalul versetului 12, din toată inima și din tot sufletul lor. Cred că asta îl deranjează, ca să nu zic mânie, pe Dumnezeu foarte mult. Când nu slujim cu toată inima și restul de inimă nu rămâne liberă, nu e repaus. Dacă nu slujim cu toată inima, parte, procente, sunt date lumii, alte lucruri vinovate, în fond idolatriei. Și Dumnezeu nu acceptă decât o inimă întreagă. Ne acceptă în nepriceperea noastră, în copilăria noastră. Dar tocmai despre asta spuneam că Domnul vrea să creștem și să-i slujim cu o inimă matură. Rămânem în a doua carte a Cronicilor, capitolul 34, reforma lui Iosia. Ideea de legământ vreau să o surprind, capitolul 34, versetul 31. Împăratul stătea pe scaunul lui împărătesc și a încheiat legământ înaintea Domnului, îndatorindu-se să urmeze pe Domnul să păzească poruncile lui. Și din nou apare expresia din toată inima și din tot sufletul lui. Fă-o individual, fă-o cu familia. Aș recomanda grupurilor eventual uneori, după câte o seară specială, să se angajeze înaintea Domnului înnoind legământul, dându-i toată inima și Domnul să le ajute. Din Noul Testament citim 1 Timotei, capitolul 6, repet, apostolul Pavel scria lui Timotei, care era prezbiter, era un om credincios. Dar știa Pavel că Timotei poate să aibă rezultate mai bune, inima lui poate să fie mai dăruită Domnului, deși slujea ca un rob. Dar trecerea timpului solicită din partea noastră o apropiere de Dumnezeu. 1 Timotei 6, citim la versetul 11. Iar tu, om al lui Dumnezeu,
E un cuvânt pentru noi, nu pentru cei de afară. Fugi de aceste lucruri. Mai sus e vorba de lucrurile materiale, pasiuni pământești. Și caută neprihănirea, evlavia, credința, dragostea, răbdarea, blândețea. Luptă-te lupta cea bună, apucă viața veșnică la care ai fost chemat și pentru care ai făcut acea frumoasă mărturisire înaintea multor marturi. Versetul 14. Să păzești porunca fără prihană și fără vină până la arătarea Domnului nostru Iisus Hristos. Din nou apare aici solemnitatea. O mărturie, un cuvânt care ne l-am dat și în care trebuie să rămânem statornici. Aici este foarte important rolul liderilor. Mergând prin misiune într-o parte sau alta, îmi dau seama că depinde foarte mult de cei care sunt în frunte. De felul în care dau tonul. Păstorii pot să ajute poporul să fie mai aproape de Domnul sau, așa cum spune Biblia despre Aron, cu el poporul a fost fără frâu și s-a îndepărtat de Domnul. Moise, în schimb, i-a ajutat. La fel, la nivelul fiecărei case, e foarte important cum pun părinții problema, cei care sunt foarte permisivi și îngăduie. Și viața lor va avea probleme. Iar copiii vor crește într-un mediu libertin. Nu ne referim aici de a face în forță, ci de a cerceta împreună cu cei ce ne-au căzut la împărțeală și de a ne ruga și a posti ca Dumnezeu să sensibilizeze inimile. Pentru că pocăința nu este doar o școală. Mergem, învățăm și dăm test în urmă să vedem dacă știm și apoi facem probă practică în laborator sau în atelier. Pocăința este o lucrare de interior, unde nu pot să intre oamenii, numai Dumnezeu, numai Duhul lui Dumnezeu. Vreau să ne întoarcem din nou la Vechiul Testament și să iau trei exemple, ca să vedeți ce înseamnă o pocăință întreagă, de jumătate, sau aș spune un sfert, sau vom vedea. 2 Împărați, capitolul 9. Un prim exemplu, Iehu. Știți că el a fost uns la porunca Domnului, dată prin Ilie, păstrată și transmisă prin Elisei. Dumnezeu i-a dat biruință. Acest capitol prezintă până în finalul lui uciderea Izabelei și a fiilor ei vinovați. În capitolul 10 apare un titlu, Iehu, împărat al lui Israel. Face o ordine cu ceilalți urmași ai acestei familii regale destinate nimicirii. Nimicește prorocii lui Baal și scrie apoi de la versetul 28. După ce a nimicit pe Baal din mijlocul lui Israel, nu s-a abătut de la păcatul lui Roboam, fiul lui Nebat, care făcuse pe Israel să păcătuiască și n-a părăsit viției de aur din Betel și Dan. Domnul a zis lui Iehu, pentru că ai adus bine la îndeplinire ce este plăcut înaintea mea și a făcut casele lui Ahab tot ce era după voia mea. Fiii tăi până al patrulea neam vor ședea pe scaunul de domnia lui Israel. Totuși, Iehu n-a luat seama să umble din toată inima lui în legea Domnului Dumnezeului Israel și nu s-a abătut de la păcatele la care târâsi Roboam pe Israel. Iehu nu s-a întors la Domnul și n-a continuat să se apropie de el după lege. Nici nu știu exact dacă Iehu avea vreo copie a legii sau nu. A făcut-o fiindcă i-a vorbit un proroc. Se poate întâmpla și la noi, îți vorbește Domnul prin prorocie, ești cercetat la o predică și faci reformă într-o anumită privință. În două să fie, ca la el. Și atât. Rămân multe domenii descoperite. Fără cercetarea Scripturii, pocăința nu se finalizează. Doar cu ceea ce auzi la biserică, predici, prorocii, nu poți să ajungi la desăvârșire. În cât timp ne-ar trebui nouă la adunare să predicăm toată Biblia? Trebuie să trăim cât primii patriarhi, să avem să o studiem, să analizăm totul. Fiecare trebuie să o cerceteze cu inimă sinceră, unde nu știe să înțeleagă, să ceară lămuriri.
Luăm un alt exemplu. Iosafat. 2 Cronici, capitolul 17. Bărbatul acesta a avut dorință să se apropie de Dumnezeu. Iată ce este scris despre el în versetul 4. A alergat la Dumnezeu tatălui său și a urmat poruncile lui, fără să facă ce făcea Israel. În Iuda erau preoți, erau slujbe, am putea spune, era adunare. Versetul 6, vorbind despre creștere spirituală. Inima lui s-a întărit din ce în ce în căile Domnului și a îndepărtat din Iuda chiar și înălțimile și idoli. Iată cum a urcat în plan spiritual în a fi plăcut Domnului. Trecem la capitolul 19. Iosafat, împăratul Iuda, s-a întors în pace acasă la Ierusalim. Iehu, fiul procului Hanani, a ieșit înainte și a zis împăratului Iosafat, cum de ajutat tu pe cel rău? Și a iubit pe cei ce urăsc pe Domnul din pricina aceasta, este mâniat Domnul pe tine. Se poate să fie mâniat Domnul pe un așa pocăit bun? Pe un asemenea slujitor? Da, datorită unei colaborări cu alții care zic că sunt din Israel, dar nu sunt. Dar tot se mai găsește și ceva bun în tine, căci ai înlăturat din țară idolii și ți-ai pus inima să caute pe Dumnezeu. Deci el a fost gata de partea lui să facă tot ceea ce trebuie. Dar a fost vinovat ca cei din Tiatira, Apocalipsa capitolul 2, care permiteau altora, care nu căutau pe Domnul, care nu erau curați, să fie împreună cu ei. Și am văzut de asemenea umblând într-o parte și alta că acest amestec și bun și răi împreună. Unii chiar scuză că doar neghina și grâu trebuie să rămână împreună, asta în țarină, pe cât se poate nu în adunare. În adunare vor fi din cei care nu sunt crescuți spiritual, vor fi probleme. Dar să permitem noi cu bună știință să fie din cei care slujesc cu probleme, asta va avea rezultate negative grave. După toată reforma din viața lui, nu s-a ales în generațiile următoare absolut nimic. Copiii lui au distrus totul, datorită influenței lui Ahab, a Izabelei. Iehu a scăpat de Ahab și s-a mutat acest sistem în Iuda, unde Iehu n-avea autoritate. Și în vremea aceea Dumnezeu n-a avut bucuria de plină în niciunul din aceste două regate. Iehu s-a limitat la puțin, Iosafat a mers mult mai departe, dar nu s-a disociat de cei răi și aceasta l-a costat. Aceasta costă, în sensul că afectează negativ generația tânără. Bun cu răi împreună vor face să fie afectați cei care încă nu sunt formați. Părinții scapă. Ei și-au fixat principiile și generația aceea, cam și cum scrie despre cei din vremea lui Iosua, rămân credincioși, dar generația următoare e problematică. Datorită asocierii dintre bine și rău, că așa a fost și în vremea judecătorilor, datorită cananiților care îi înconjurau, intrau în relații de căsătorie, scrie în judecător 3 și apăreau problemele. Domnul să ne păzească și să ajute și tinerii noștri să crească spiritual. În multe țări din Europa, bătrâni au spus românilor noștri, în urmă cu 70 de ani, așa am fost și noi ca voi, cu copii mulți, îmbrăcați cu vincios, cu rugăciune, cu stăruință, și acum nu mai este aproape nimic. Am fost recent într-o biserică de pocăiți doar, reformați, că de reformă vorbim, în care se adună și frații români. Ei nu mai sunt decât 6 persoane, 2 bătrâni și 4 bătrâne. Și se roagă ei pentru copiii, pentru nepoților. Pe toți au pierdut, nici nu mai frecventează. Un local mare, frumos. În multe țări s-a pierdut generația tânără.
Oare nu ca și la Iosafat s-a întâmplat? Se prea poate. Iată însă și un exemplu bun, ca să terminăm optimism. Citim în 2 Cronici, capitolul 29, despre Ezechia. Versetul 2, el a făcut ce este bine înaintea Domnului, tocmai cum făcuse tatăl său David. În anul întâi a domniei lui, în luna întâi, a deschis ușile casei Domnului și le-a adres. Și în continuare scrie cum i-a pus pe preoți, pe leviți în slujbă, cum au adus jertfe de ispășire, apoi în capitolul 30 cum s-a derulat sărbătoarea Paștelor. Efectiv a căutat în tot ceea ce a putut el, în ceea ce a știut, să aducă poporul înapoi la Domnul. Capitolul 31 continuă, observați titlul, rânduiri cu privire la slujbe. A făcut în țară ordine tot ce a știut el și a putut, am putea spune, încât se încheie capitolul 31, versetul 21, cu următoarele cuvinte. A lucrat cu toată inima și a izbutit în tot ce a făcut pentru casa lui Dumnezeu, pentru lege și pentru porunci, ca să caute pe Dumnezeul său. Oare îl căutăm și noi după lege, după porunci, după Biblie? Ținem noi cont de toate profețiile care Domnul ne-a vorbit prin ele? Rămânem în aceeași carte, capitolul 34, imaginea lui Iosia. Apare aici un al doilea titlu, la versetul 14, găsirea cărții legii. Ce vă spuneam mai înainte, fără Biblie nu există o pocăință întreagă. Și când avem de-a face cu oameni care nu citesc, s-ar putea și ceea ce au știut să uite și nu vor face. Noi avem în general o tendință de slăbire negativă și trebuie tot mereu să ne reciclăm, să ne apropiem de Dumnezeu. Intră în viața noastră diferite vorbe, obiceiuri lumești. Copiii noștri sunt asaltați sub toate formele de mediu înconjurător și trebuie tot mereu, ca și într-o casă, să aspiri, să pui lucrurile din nou în ordine, ca într-o grădină, să smulgi buruienile, să prășești, să faci toate aceste operații în mod repetat. Altfel, te biruie nu praful și buruienile, te biruie păcatul. Și în urmă se pierde tot ce a fost. Nici nu se va mai ști, ca și cum oamenii caută pe sub pământ, în straturi, oare când s-a întâmplat asta, ce-a fost? Vestigii ale istoriei. Dragii mei, haideți să ne dorim ca la nivelul adunării și a fiecarei familii să ne luptăm pentru o creștere spirituală adevărată. Să nu ne lăsăm în nădejdea că Dumnezeu ne mântuiește, Dumnezeu este bun. Să nu uităm că este nevoie uneori și de măsuri de disciplinare care ajută pe unii. După cum și frica de Domnul îi ajută pe oameni să se apropie de El. Cum scria Pavel în Roman 3, că unii n-au frica de Dumnezeu înaintea ochilor lor și asta i-a determinat să o slăbească în cele sfinte. La fel când într-o adunare, mă refer la tineri în mod deosebit, la copii, la cei de curând întorși la Domnul, care n-au maturitate. Pentru ei este bună și disciplina, anumite ordini, reguli. Dar pe măsură ce un om crește spiritual, n-ar trebui în afară de Biblie să fie niciun regulament de ordine interioară. Îl are Dumnezeu, este Cartea Sfântă. Duhul Sfânt ar fi menire să ne sesizeze mai mult decât orice panouri care ar fi afișate. Dumnezeu a vrut pentru copii să fie scrise versetele ca ei să învețe, să nu uite. Dar nouă Duhul Sfânt ne le aduce în minte. Sau dacă e vorba de un panou afișat, atunci să rămână Biblia. Amin? Am citit despre reforma lui Asa, versetul 12 am citit, dar 13 spunea acolo, și oricine nu căuta pe Domnul Israel trebuia omorât, fie mic, fie mare, fie bărbat, fie femeie. Și reforma a dat rezultate. Spune Apostolul Pavel, 2 Corinteni 10:6, îndată ce se va săvârși ascultarea aceasta din partea voastră, suntem gata să pedepsim orice neascultare. De ce?
ca să-i ajuți pe cei ce sunt mai leneși și eventual să aibă teamă ceilalți, să nu cadă și ei înapoi. Vă dau un exemplu. Dacă la școală un profesor nu face mare diferență între nota 10 și nota 5, 6 și e bun cu notele, așa începe de la 8 în sus, credeți că vor învăța bine copiii? Își vor însuși toată materia? Da, de unde? O cât diferențierea este mai clară, cu atât fiecare poate să se cerceteze și, dacă vrea, poate să dobândească și el cunoștințele necesare. Așadar, să nu uităm că avem un legământ cu Domnul și că avem responsabilitate, aceste două lucruri. În baza legământului fiecare să se cerceteze și în baza responsabilității fiecare să ajute pe ceilalți. Nu trebuie neapărat să fii în comitet ca să sesizezi pe cineva. Fiecare soră, mai în vârstă în primul rând, pe cei mai bătrâni trebuie să fim foarte atenți cum îi sfătuim, dar unii asupra altora să veghem, frate, nu este bine, hai mai bine să slujim Domnului cu scumpătate, cum zicea Iosua. Și dacă așa ne vom îndemna, îți face bine. Dar dacă te întâlnești cu unii care râd, au probleme cu pocăința, m-am întrebat eu pe cineva, cum ești spiritual? Perfect. Lecția din seara asta ar fi fost o mare plictiseală, nu? Pentru unul perfect. Le știa de mult. E ca și cum l-aș pune pe unul care a ajuns la matematică avansat și eu îi dau să facă din tabla mulțirii. Dar cine își dă seama că încă n-a ajuns de săvârșit, se silește. Dar să nu uităm, scrie Apostolul Pavel, Filipeni, capitolul 3, că și la statura sa de apostol, deși se încadra printre cei desăvârșiți, într-o altă scrisoare a sa, sub acest aspect al apropierii de Dumnezeu, a asemănării cu el, mă avea de alergat. Filipeni 3, citesc de la versetul 10. Să-l cunosc pe el și puterea învierii lui și părtășia suferințelor lui și să mă fac asemenea cu moartea lui, ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți. Nu că am și câștigat premiul sau că am ajuns de săvârșit, dar alerg înainte căutând să-l apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos Iisus. Fraților, nu cred că l-am apucat încă. Și crede vreunul că l-a apucat? Că el e deja cu mâna pe ușa la rai? Sau că a trecut prag? Fac un singur lucru, uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte. În aceste condiții treci peste supărări. Nu-ți mai pui problema că îți trebuie cerere de iertare ca să uiți de cine te-a supărat. Nu ți se pare prea greu ceea ce vei citi în Scriptură și Domnul își cere? Vei alerga și când alergi nu ai vreme să te ocupi cu peisajul, te preocupă ținta. Și asta este o diferență mare. Domnul să ne dea har după har, să-L putem cunoaște și să putem aplica toate aceste cunoștințe. Pentru că altfel toată pocăința noastră va fi un foc de paie. Așa s-a întâmplat în toată istoria. Vă vremea unor treziri, oamenii veneau, dar prea puțin rămân peste ani, după cum spunea Domnul în pilda cu semănătorul. De aceea Apostolul Pavel scria, citesc un ultim verset, 2 Corinteni, capitolul 12, versetul 21, era o teamă a lui. Și o spun din postura de părinte, hai zicem și de slujitor în biserică. Toată viața trebuie să ne rugăm să purtăm grijă de cei pe care Domnul ne-a dat, ca nu cumva să se piardă pe drum. Dar avem grijă și de noi. Vechează asupra ta și asupra învățăturii, asupra celor care ți-au căzut la împărțeală. Ascultați versetul 2, Corinteni 12, 21. Mă tem ca la venirea mea la voi să nu mă smerească din nou Dumnezeul meu cu privire la voi și să trebuiască să plâng pe mulți din cei ce au păcătuit mai dinainte și nu s-au pocăit de necurăția, curvia sau spurcăciunile pe care le-au făcut. Avea teamă că s-au oprit undeva și nu au progresat în plan spiritual. Domnul să aibă milă de noi. Și ar spune să avem și noi milă de sufletele noastre și de cei de lângă noi, ca să ne luptăm și să facem totul ce putem. Că mult face Domnul, dar e o parte a noastră în a fi mai pocăiți, mai curați, mai sfinți. Doamne,
ajută-ne. Amin. Am văzut că fratele Samuel este aici, dacă vrea să vină la completări sau dacă nu, fratele Pavel, care doresc și dea Domnul ca unul să ude, altul să sădească și Dumnezeu să facă să crească.